Veniți des pe aici la 40 de zile așa. Doamne, ferește. Ai, de mine și de mine. Că se dă și prosopel. Da, ai văzut că numărul i-a dat. A zis că la tot felul de aniversări. Ai, de mine. Păi ce văd că eu liniște mormântală. Vorbește nimeni. Și că n-am avut plângeri. Pe cine să-și E cum, după un astfel de moment, să vorbim noi de sănătate? Că asta se servește când se termină sănătate. Când se servește farfurița să faci așa? Auzi, alergăm, tocmai să ne păstrăm sănătatea. Hai, dă mine și dă mine. Bună dimineața, Simona. Neața, bună dimineața, sănătate. Ce ne-ai pregătit? Cum să alergăm corect, să mai profităm încă de vremea care e frumoasă, nu? Cel puțin București. Știm că sportul ne face bine, dacă este practicat corect, altfel pot apărea și probleme de sănătate. Pe ce suprafață ar fi de preferat să alergăm? Ce tip de încălțăminte ar fi bun atunci când alergăm? Cât de importantă este încălzirea, dar hidratarea. Despre reguli pentru practicarea alergatului fără riscul de accidentare, vorbim chiar acum. Se spune că fuga este sănătoasă, doar dacă știi să alergi corect. Ce înseamnă să alergăm corect? Înseamnă să știm să ne mișcăm. Pentru asta trebuie să ne pregătim pentru alergare. Dacă ne hotărâm acum să ne apucăm de alergat, e bine totuși să luăm legătura cu un profesor de atletism care să ne învețe să ne mișcăm corect. Pentru că dacă mișcarea nu este corectă, așa cum vedem mulți oameni care aleargă prin parcuri, automat ne vom accidenta, automat vom obosi foarte repede și va trebui să ne oprim din alergare. Deci e foarte importantă biomecanica alergării, e foarte important să știm cum să ridicăm genunchiul, cum să punem piciorul jos. Trebuie să fim pregătiți, trebuie să știm, mai ales dacă ne apucăm la 35, la 40, la 50 de ani de alergare, trebuie să știm că suntem sănătoși cu inima, că organismul nostru este pregătit să alerge și trebuie să știm cum începem să alergăm. Nu ne propunem din prima zi să alergăm un maraton. Treptat. Pe ce suprafață ar fi de preferat să alergăm și cu ce tip de încălțăminte? Întotdeauna este bine să alergăm pe o suprafață sigură. O suprafață sigură înseamnă o suprafață netedă, fără denivelări, și o suprafață care să nu fie foarte dură. Cea mai proastă suprafață de alergare din punct de vedere al durității, bineînțeles, este betonul, asfaltul din parcuri. Să avem grijă la încălțăminte. Avem nevoie de încălțăminte specială pentru alergare. Încălțămintea pentru alergare special concepută în așa fel încât să absoarbă șocurile și să permită piciorului să facă mișcarea biomecanică despre care am vorbit mai devreme. Cât de importantă este încălzirea înainte de alergare și refacerea de după? Încălzirea este extrem de importantă pentru că ne pregătește musculatura și ne pregătește tendoanele pentru efort fizic și în acest fel ne ferește de accidentări sau scade riscul accidentărilor. După efort, refacerea este extrem de importantă pentru că ne face să ajungem cu organismul la nivelul pe care îl aveam înainte să începem efortul. Aici înseamnă imediat după alergare stretching și rehidratare pentru a ne recupera electroliții pe care i-am pierdut în timpul efortului. Alergarea este foarte bună pentru sănătatea fizică și psihică, dar trebuie să o facem în mod corect. Altfel riscăm să ne accidentăm și să ne facă mult mai mult rău decât bine. În timp ce alergăm, este important să ne mișcăm brațele în față și în spate, ca mișcarea pendulului, și să nu le aducem în fața pieptului, menținându-le rigide. Și încă ceva foarte important, să călcăm pe partea din fața tălpii și nu pe călcâi, pentru că altfel coloana vertebrală, șoldurile, gleznele vor fi supuse unui impact foarte puternic și riscăm accidentarea și nu ne dorim asta. Zi minunată să aveți și săptămână bună! Ținem mâinile la piept doar dacă vrem să scăpăm ce am furat. Sunt niște băieți acum.
pe la Londra, care fug numai așa cu ele în braț. Mulțumim tare mult! Mulțumesc și eu! Simona, să ne revedem cu bine miercuri, povestim tot despre sănătate. Revin acum, cu drag! Când o să fac formulările de genul ăsta, o să o întreb înainte pe Bianca, pentru că nu tot timpul este de acord cu ce zic eu. Mai ales săptămâna asta, asta să ne revedem cu bine, vedeți dumneavoastră, ei nu-i chiar surâde. Se întâmplă ceva cu eclipsa